Erou național a fost. De ce? Pentru că a ordonat oștilor să treacă prutul, să scape de sub jugul rusesc. El omora pe oameni, știți de asta? El omora în cinstea neamului său și pentru viitorul Basarabiei și a României mari. El omora pe evrei. Asta nu, cum era pe evrei, asta era o politică care trebuia să accepte. Antonescu? Nu știu. Cred că e un erou pentru fiecare. Din punctul meu de vedere, Corneliu Zela Codreanu a fost erou național. Cum credeți, Moldova, după unirea, va fi un orășel sau un stat? Sau un... Locul ei de merit va aparține de... Dar care este locul ei de merit? Ca provincie veche, românească, nu-i nicio... Asta nimeni nu refuză că a existat provincia basarabeană. E pentru noi, el e rău la celălalt. Pentru noi? Da. Da, pentru noi. Pentru noi. De ce? Pentru că el a dat comandă să treacă, să elibereze de ruși. Că rușii ne-au ocupat pe noi. Dar ce trebuie să facem cu ruși? Ce trebuie să facem? Lichidăm de pe pământul moldovnesc. Ca Antonescu este un erou național? Eu cred că da. De ce? Așa mă gândesc, pe părere. Unitate națională!